Practic, în 2011 mi-am finisat rezidențiatul și deja am venit ca tânăr doctor să lucrez în Moldova. Apoi, în 2013, peste 2 ani de lucru în Moldova, am plecat la o altă stagiere în Franța, deja la un alt nivel, adică deja ca medic. Și la revenire mi s-a propus să conduc un departament. Deja după 2 ani suntem mai mult sau mai puțin stabil. Am format echipa de nursing, am ridicat nivelul departamentului, am micșorat mortalitatea, am implementat mai multe proiecte, mai multe protocoale în cadrul departamentului. Adică tot ce am obținut în străinătate merge la noi, fără ca să faci investiții mari, adică doar de atitudine, abordare și adaptare la condițiile noastre. Este important ca să se întoarcă fiecare din noi, deoarece de aici ne tragem și dacă fiecare dintre noi s-ar întoarce acasă pe o perioadă de 2-3 ani ca să implementeze un proiect, eu cred că lucrurile s-au schimbat spre bine.